Bună ziua, doamna Tatiana! Ia uite ce bine se vede acum! Da. Mă auziți bine? Da, bine, da. Foarte bine. Doamna Tatiana, eu am să vă transmit un mesaj. Mama a trei copii. Da. Cu tata împreună ne-ați crescut și ne-ați înfrumusețat viața, iubire mult ați dăruit. Îți mulțumim cu o plecăciune până la pământul cel calci, pentru toate grijile de mamă și pentru tot ce ai putut să faci. Îți mulțumim pentru că azi, la fel de mult ne porți de grijă, tu tot așa de darnic ai rămas, ne iartă, mamă, și ne scuză. Când eram mici, tari năzbâtioși eram și făceam bazaconii mari, bomboane din zahăr făceam, tigăile ți le stricam. Ne iart pentru bobocii și rățuștile necate când la păscut cu ele ne duceam, pentru că fratele s-au cățărat pe casă. Noi tare te mai năcăjăm. Ne iartă, mamă, am fost copii. Și toți copii lăsați pot să-și scoată din răbdări părinții. Scuze-ne, mamă, dacă se poate. Îți mulțumim mult de sfaturi. Că așa frumos ne-ai îndrumat cum să mergem în viață, ne iartă, dacă nu te-am ascultat. Omul prin greșeli învață și uneori n-alegem drumul corect. Tu mereu vii cu o povață și cu sprijin părintesc. Iar ție, mamă, îți mulțumim că ți-ai luat angajamentul stâlpul casei să fii și lângă noi zilnic și prezentă. Că ai fost și că tata a fost harnic și gospodar și a ținut gospodăria toată îngrijită și frumoasă, tot timpul aranjată și curată. Dorul e mare și la tata te așteaptă acasă să vii, pe tine să te vadă aproape de copii. La mulți ani, dragă soție, mamă, dragă bunicuță, îți dorim doar bine ție, te iubim, scumpă măicuță. Veșnic să ne înfloriești precum este floarea rară, în armonie să trăiești suavă ca o primăvară. Sănătoasă, împlinită, veselă mereu să fii, cum te știe toată familia, cum i-ai învățat și pe copii. Noi copiii nepoței ducem dorul, te rugăm, ia seama să-ți ferească de rele, te iubim mult, dragă mamă. Doamna Tatiana, felicitarea vine din partea copiilor dumneavoastră. Valentina, Svetlana, Eugen, nepoții Gabriel, Achilles, Ianis, Melania și Evelina. Cu drag și pentru tata Ion multe, multe salutări și mulțumiri că este așa un tată bun. Și că a putut așa frumos să vă susțină viață. Și este și dumnealui foarte dor de dumneavoastră, doamna Tatiana. Vă mulțumesc, mulțumesc la copii, în tot sufletul. Vă mulțumesc la toți și la copii și la nepoți și la norori și la noră și la gineri. Vă mulțumesc din suflet, felicitare și dumneavoastră vă mulțumesc că faceți așa o surpriză neaștept, plăcută. Mulțumesc, doamna Tatiana, și eu vreau un pic să vă cânt ceva despre mamă. Vreți? Mamă, mai aveți un pic de timp. Pentru dumneavoastră, pentru o mamă care ați rămas în amintirea și sunteți în gândurile copiilor doar cu, despre bine și doar cu amintiri și povețe frumoase. Și le-ați dăruit armonie, dragoste frumoasă, din copilărie și până în prezent. Doamna Tatiana, bravo că sunteți așa! Mulțumesc mult și dumneavoastră, copiilor mei și nepoților mei și soțului meu drag. Care cea mai scumpă pe pământ, ce trăiește în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu. Măicuța mea, când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, alină mama, inima. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, dulce mamă. Te iubesc la nesfârșit, sfântă mamă.
Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. De uitam povața ta să mă ierți, măicuța mea. Asta e viața! Mă închin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, dulce mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Doamna Tatiana, încă o dată la mulți ani. Vă cuprind eu personal tare, tare, tare. Sunteți așa de caldă și de bună. Ca o mamă. Așa transmiteți o căldură, așa vreau să vă cuprind. Nu știu, sincer, ca mama mea. Hai spuneți dacă aveți ceva cuvinte din partea dumneavoastră pentru copii și nepoți. Eu vreau să vă transmit mulțumire parte nepoților, inginerul Nora, copiilor mei, soțului meu drag, care avem anul acesta 30 de ani căsătorie. Felicitări! În octombrie. Și sănătatele doresc lor și să mă aștept cu drag acasă, că e foarte greu o străinătate și ei știu. Mama le duce dorul și ei duc dorul de mine. Mulțumesc la copii, la toți, la toate udele și la toți. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați făcut așa surpriză neașteptată și sănătate să aveți dumneavoastră. Cu mare drag și vă mulțumesc că v-ați găsit timp să mă ascultați. Dimineața toate sunetele de dimineață aștept toți să mă sune, toți. Bătrânica tot mă întreabă, sună-te, mă sună, zic, ce facem? Asta e, dar odată n-am ziua de naștere, corect? Da. Și dacă sunteți mulți, bine, cu drag, am vrut să vă urez să aveți puteri, răbdare acolo unde sunteți în străini, că e greu și vă înțeleg și cu oameni străini, omul străin nu te va înțelege așa ca cel de acasă. Și sănătate, da. Să fiți sănătoase, sunteți frumoase, sunteți aranjată, gătită, o mamă frumoasă cu adevărat. La mulți ani încă, da, doamna Tatiana. Felicitări! Mulțumesc! Când veniți acasă? Mulțumesc. Când veniți acasă? Noi, da, noi să nu venim, că e pericol. La Moldova aici s-o mai ulecțit, s-o mai așezat. Da. La Moldova, nu știu, dar vin, dar înapoi... Bani trebuie acasă. Trebuie. Așa e când ține, când este cineva care ține, cum spune, casa, pilonul financiar. Nu m-am gândit ca să ajung, dar e ca am ajuns. Bravo, ce să faci? Nu sunteți numai dumneavoastră. Așa e. O zi frumoasă și vă doresc o zi bună și felicitări și sărbătoare frumoasă dacă sărbătoriți. Da, mamă, unde așa că măi, e căldurile astea. Cu bătrânica, acolo, șampanie. Da, prin picioare de sară. Bine.